urmează, conform dispoziție domnului primar, a fost convocat în ședință ordinară și aș vrea în următoarea perioadă să facem prezența. Domnul Tancău Iulian. Prezent. Domnul Bălan. Prezent. Domnul Petrica. Prezent. Doamna Daviduță. Prezent. Domnul Veliche. Prezent. Domnul Roșca. Prezent. Domnul Terliță. Prezent. Domnul Pascu. Domnul Patriche. Prezent. Domnul Roman. Prezent. Domnul Zota. Prezent. Domnul Leacu. Prezent. Doamna Petrescu. Prezent. Domnul Baciu. Prezent. Domnul Baciu nu a semnat. Domnul Pascu. Domnul Paraschive, semnați, da? Da, și eu. Da. Bună ziua! Începem lucrările ședinței de astăzi cu ordinea de zi pe care fiecare dintre dumneavoastră a primit-o. Deci la ordinea de zi avem 14 puncte, 15 diverse. Se suplimentează ordinea de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea votului în cadrul adunării Asociației Dezvoltare Intercomunitare Zona Metropolitană Bacău. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Iar la diverse avem raportul domnului primar cu privire la starea economică și socială a localității Cicluș la finele anului 2022, potrivit articolului 155 din OUG 57 din 2019 privind codul administrativ. Cine este pentru? Îmi permiteți și mie, m-a invitat astăzi pe domnul senator Sebastian Cernic, care este membru Comisia de Agricultură, să ne spună câteva cuvinte, să fim și noi informați, adică această legătură a consilierilor locali la firul ierbii cu Senatul, cu Camera Deputaților, cu ar trebui să fie, din punctul meu de vedere, mai prezentă, mai reală. Și din acest motiv l-am invitat astăzi pe domnul senator să ne prezinte niște lucruri, dacă e posibil să-l... Oricum, conform legislației, are dreptul să participe. Bine, de la agricultură, aș vrea să vă particularitățile zonei de întâlnire cu fermierea mai avută. Păi, bănuiesc că nu vă face rău să asistați la o ședință. Cum să vă asta? Și imediat după ce trebuie ședința de consiliu. Cu siguranță, păi vreau să stau până asta. Da, bine, dăm drumul la... În rândul nostru și-a mai anunțat participarea și domnul... Locuitorul comunii noastre, care s-a manifestat dorința de a participa la ședința de consiliu. Bine ați venit! Bine ați venit! Sunt bucuros cu participarea. Ne bucurăm că mai sunt și oameni care vor să vină să asiste la ședințele noastre de lucru, să vină cu propuneri. Numai așa... Nu vă supărați, domnul Ciucătaru, nu e de acele ședința cu abitați sau... Da, sunt membru al Partidului Alianța pentru Unirea Românilor. Am fost președinte municipal, acum mutându-mă în localitatea dumneavoastră, vreau să candidez aici și vreau să particip la alături de dumneavoastră la ședințe, ulterior poate și la practic la dezvoltare acestei urbe. Bine v-am găsit, mulțumesc. Da. Culiță, aici. Aici? Părere de rău, da. Din păcate, sala de ședință a fost făcută când localitatea noastră avea un număr mai mic de locuitori. Corect. Da. Sperăm cu timpul să mărim această sală. E bine că suntem pe locul 2 la nivel de județ la creșterea populației. Cred că am fi pe locul 1 dacă ar înțelege toți locuitorii comunii noastre să facă mutații. Exact, așa facem. Care proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2023. Primarul Comunii Hemeuș, județul Bacău, prin ședința din data de 30.03.2023, potrivit articolul 130 ordonanță de urgență 107 pe 2019, având în vedere referatul de aprobare al primarului Comunii
legislativ numărul 2441 din 7-3-2023, raportul de specialitate numărul 2474 din 7-3-2023, promit de doamna consilier superior Rău Mirela, în cadrul compartimentului financiar contabil venituri și buget, văzând rapoartele de realizare favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, județul Bacău, înregistrate cu numărul 2455. Poftim? Da. În baza legii bugetului de stat pentru anul 2023, numărul 368/2022, articolul 19 alineatul 2.207/2006 privind finanțele publice locale, în temeiul articolul 121, 139 și 196 din și articolul 243 din ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ, propune. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 conform anexului la prezenta. Așa, 2. Primarul Comunei Mioș va duce la îndeplinire vederile prezentei hotărâri prin compartimentele de resort al aparatului de specialitate. Articolul 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii termenilor prevăzute în legea 544/2004 a contenciosului administrativ actualizată. Articolul 4. Secretarul General al Comunei Mioș, județul Bacău, se va îngriji de aducere la cunoștință prevederilor prezentei hotărâri în temeiul legal, pentru, precum și înaintarea acestea către instituția prefectului județul Bacău pentru verificarea legalității. Primarul Comunii, compartimentul financiar contabil, venituri și, venituri și buget pentru ducere la îndeplinire. Da. Partea de venituri. 170.000 de lei. Venituri din excedentul anilor precedenți, 170.000 de lei. Partea de cheltuieli. La drumuri comunale, 170.000 de lei. Stații de autobuz, 100. Reabilitare strada Panselor, Turbu Crinului, 70.000 de lei. Care e stația de autobuz? Stațiile de autobuz am... Trebuie să facem una nouă cumva? Nu. Sau? Am primit adresa de la Consiliul Județean să intrăm în legalitate cu ele și o trebuie să facem intabulare și să pornim cu acte cu tot. Pentru că acele stații de autobuz existente. Existente. Da. Au fost moștenite, le-am schimbat, le-am înlocuit, dar acum trebuie să intrăm în legalitate și să avem... Autorizații de construcție. Cu amplasament. Da, da, cu amplasament tot. Dacă aveți discuții cu tema asta, dacă nu... Tot acolo la buget spune și reabilitare. Da. Strada Panselilor, Turbuc și Crin. Da, sunt trei străzi în urma zăpeza ploilor, a fenomenelor naturale, case construite cu puzuri așa de-a lungul timpului. După cum știți foarte bine, cei care cunoaște zona, acolo a fost zonă, teren agricol, drum de exploatație, iar acum, în momentul când s-au construit case, fiind niște denivelări unde cota drumului trebuia făcută o măsurătoare, trebuiau stabilite niște de către un specialist cum ar putea fi reabilitat, o să trebuiască să investim niște bani. Nu mergem pentru o simplu balastare, cum am mai făcut și ani din urmă, balastare care la prima ploaie nu s-a... 70.000 de lei. Nu este descărcare. Este... Are legătură cu proiectul care cu numărul... Care este la punctul 10, dacă la 10. Are legătură, dar nu știți cum este. Deocamdată așteptăm suma de... Nu la numărul 10. Este alt proiect. Da, da, da. Ăla e de la 10. Nu ăla cu 28 de drumuri. Nu. Este specificat cu crinului. Este specificat cu crinului. Da. Și crinului. La 8. Da. Dar întrebarea mea este, deși se întâmplă efectiv, că am discutat parcă și în ședința trecută, se inundă zona la... N-are nicio legătură cu... descărcare de apă, deci de apă și acolo n-are să... Drumul fiind în... Deci am făcut niște cercetări din întâmplare, pur întâmplare. Am contact cu persoane care locuiesc pe crinului și mi-au spus că, pe de altă parte, se înfundă canalizarea de pe rozelor de multe ori și apa care este în excedent, de fapt, provine, deci când plouă foarte tare, se înfundă și canalizarea de pe rozelor și apa toată se duce datorită terenului în partea asta. Deci are legătură și cu canalizarea. Deci problemele care au apărut la rețeaua de canalizare. N-are parte de crinului. N-are parte de crinului spre DN, dar noi probleme cu... Avem în partea cealaltă, înspre zlazul comunal.
Deci sunt lucruri diferite. Diferite, da. Deci, cu alte cuvinte, crinul se inundă în față din cauza canalizării și în spate din cauza... Mai exact la numărul 3. Așa, și acum noi rezolvăm partea de drum, efectiv. Rezolvăm partea de drum pentru că și acolo trebuia să tragem în linia roșii, sunt niște probleme. Deci, în momentul când am dat o cotă, o parte din proprietar nu mai au acces în curte, că se ridică... Se ridică drumul mai sus, pe platforma drumului. O parte, dacă radim și ne dăm nivelul, le cad gardurile. Și trebuie să vedem ce soluții găsim. Asta e problema. De asta soluția o va da un expert. Păi soluția o dat un proiectant. Deci așa de 70.000 pentru proiectul numărul 8. Cu ok. O parte din proiectul numărul 8. Pentru că proiectul numărul 8 e proiectul cu asfaltarea acelor străzi. Reabilitarea. Da. Da. Proiectul numărul 3 cu numărul 8, da. Referitor la stații de autobus sunt incluse și cele care nu sunt existente, care am stabilit să le facem la autoritatea. Da, pentru că, pe de o parte, ne cere Consiliul Județean situația asta, pe de cealaltă parte, intrând în zona metropolitană, va trebui să le avem pregătite pentru transportul. Sunt incluse și ale nu mai cele. Da. Discuții? Hai să punem la vot, da? Aici. Împotrivă cineva? Până luna trecută nu am avut buget, știți cum e, după fiecare buget apar și solicitări pe ajutoare de urgență. Nu e. Referare aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării obiectivului de investiții, finanțarea achiziției materiale și lucrări de construire, propoziță, achiziționarea centrală termică, branșament, gaze naturale și apă potabilă, diversificări, intrare în biserica Sfântul Dumitru, Andrieșeș, sat Himeuș, comuna Himeuș, județul Bacău, în valoare de 35.000 de lei. Domnilor consilieri, vă aduc la cunoștință, conform adresii parohiei Andrieșeș din satul Himeuș, comuna Himeuș, cu numărul 137 din 6-2-2023 și înregistrată la OAT-ul nostru cu numărul 1193 din 6-2-2023 preot Năstac Ciprian împreună cu Consiliul Parohial doresc un sprijin financiar pentru finalizarea lucrărilor la construire de construit la Biserica Sfântul Dumitru din Andrieșeș Himeuș, comuna Himeuș de Subacu, conform deviziilor atașate. În baza prevederilor articolului 96, articolul 139, 196, 197, 243 din ordonanța de urgență, respectiv codul administrativ cu 2019, prevederea articolului 141, 44, 45 din legea 273 pe 2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, prevederile legii 50/91 republicată cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construire. Față de cele prezentate, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre pentru finanțarea obiectivului de investiții. Deci am o obiecțiune la titulatură. Localitatea Andrieșeș nu există, nu? Avem Lilieci, Himeiuș și Fântânele. Da, adică ar trebui, știu, am văzut. Sat Himeuș. Deci noi avem în Himeuș două parohii. A noastră de aici, de lângă Sfinții Împărați și aia. Adică ar trebui vorbit totuși cu părintele să facă demersuri să nu mai apară Andrieșești, că nu există Andrieșești. Există, dar a fost, știu că am văzut pe vremuri, era deci, localitate. Deci, nu mai există, într-adevăr, din 1968, de la reorganizare. Ca să-și dea seama omul mai bine, să spune Andrieșești. Nu parohia 1, parohia 2. Așa. Dacă sunt vreo alte probleme. Eu vreau să vă întreb doar un singur lucru. La toate ajutoarele, e ajutor. Finanțare, mă rog ce fi, dacă prezintă documente justificative pe cheltuieli. Nu se poate aproba. Dacă n-aduc documente justificative, nu mai pot primi anul următor. L-au primit. Primit, da. Iar în momentul când vine Curtea de Conturi, dau socoteala. Bine, noi le facem somații, chemăm, dar de obicei au fost foarte corecți, s-au venit cu documente justificative. Da.
La ce sumă e estimativă așa? 35. Mai sunt mai multe lucrări, pentru că acolo știți că am mai dat. Cât e 15, cât e 20? Cel mai puțin. Cel mai puțin, da? I-am promis de anul trecut. Cel mai puțin am fost. O solicita 38 și le-am... I-am dat 35. Dar acolo stipulează, am văzut, conform devizelor atașate la... Da. Da. Deci, da, trebuie să finalizeze lucrările care sunt acolo, în folosul comunității. Până la urmă, tot oamenii aduce. Tot oamenii beneficiază. Să punem la vot? Da, cum să vot. Pentru? Abține? Împotrivă? Următorul. Hai să terminăm cu... Avem ca în fiecare an să ne cazuri să mai abat asupra locuitorilor comunii, mai și sunt de fiecare dată familii greu încercate. Unul din abonații noștri, cred că știți, nici nu-i cazul să-i pronunț numele. Cristian. Dar ferească Dumnezeu, să nu fim greu, el este un om harnic, tot timpul ați văzut, e prezent acolo, prin centru. Să știți că da, e de apreciat, că poate e printre singurii care și-au făcut acolo în față un pic și amenajat. Da. Și flori. Da, și ferească. Gestația de maxi, dar să vă ținim. Și acolo, când în față, la monument, tot timpul, e un om care zic eu că merită. Da. Deci pentru dânsul am propus suma de 1000 de lei. Pentru Bibiri Ion, dacă vă amintiți, avem la legea Nicola. 416 pe Nicola, l-am mai ajutat, s-a dus la operație pentru noi și aud de foarte multe ori discuții, zice, puturoșii aia de la 416, oamenii aia la care îi dați bani degeaba, oamenii aia care îți plătiți de noi, din munca noastră, vreau să mai fac o dată public, să vadă toată comunitatea, domnilor, au de făcut 12 ori în folosul comunității și au venit de 153 de lei, doamne. Sunt niște oameni necăjiți, sunt niște oameni care nu-i angajează nimeni, pentru că ei ar trebui să-i trimitem să le dea un loc de muncă, la forțe de muncă. Nu se încadrează, deci au probleme de sănătate, vai de steaua lor, la ce să-i pui, că nu pot face, nu pot să facă treabă. Dar așa cum sunt, în fiecare miercuri, când avem salubritatea, că mereu am fost criticați că nu avem coșuri de gunoi, că nu avem nu știu ce pe raza comunii. Nu știu cât cunosc cei care comentează comuna. Nu avem coșuri de gunoi. Iar acele coșuri nu vine Soma să ne le descarce prin contract. Și atunci aceia mărâți, așa cum sunt ei, angajații noștri, merg de la coș la coș cu sacul și adună toți cei în coș acolo, nu mai spun, când dăm sectoare de drum, peturile, pachetele țigări care le aruncă cei care ar trebui să nu le arunce, ei le adună. Asta fac acești, iar comuna noastră la această dată n-are decât 5 cazuri. Așa, Bibiri Ioan, deci ajutor de mormântare, dăm 2000 de lei. Ursăi Mariana, este vorba de o... soția lui Ursăi Sorinel, care este internat într-un centru și trebuie să venim cu contribuții de 13.000 de lei. Giangalou Mihai, care nu l-am văzut la față, nu este de al nostru, dar pentru că este locuitor al comunii, acum este internat undeva pe la Giurgiu și trebuie să-i asigurăm și lor la cazare acolo, că nu... 6.000 de lei. Și mai avem pe Olteanu Manuela Gianina, fata care în ziua când ne-a murit fratele, i-a luat foc casa și o murit și mama de incendiu, de ochmarte, care a fost foarte modestă și a spus, domnul primar, nu mai am posibilitate să le fac casa. Eu sunt singură, n-am unde să stau, dar dacă m-ați ajutat cu o sumă, mai am niște bănuți, vreau să-mi cumpăr un container. Și am hotărât să-i dăm 10.000 de lei, 2.000 de euro, costă 3.500 de containerul. Are și ea niște bani și a spus că am de atât ar mai avea nevoie. Astea sunt sumele pe care vi le propun spre aprobare. E vorba de Gianni Olteanu, care da, a da. La Bacău, un băiat care îl cunosc eu... Ce adresă are doamna asta, Olteanu? Poftiți. Adresa. Avem noi dat contact, numărul de telefon. Organizăm o colectare de... S-a mai colectat, am mai primit ajutoare, noi am fost alături de ea de atunci, din momentul când am stins incendiu.
Deci exact, automatic când dădeam flori. A fost anunțul pus. Da, ce sumă e la Oceanu? 10.000. 2.000 de euro din 3.500. Da. Mai avea strâns de la anumite persoane și asta a fost suma cu care am discutat. Deci femeia a fost foarte... Direct. Corect. Mai mult decât corect. O spus, doamne, deci. Nu veniți să cerșesc, da, cum mă putea să ajuta atâția bani. Am, mai fac un împrumut, că o să trebuiască să tranșeze din nou la curent electric, mare apă cheltuie. Dar v-am spus că mă descurc, restul am cu ce, nu... Discuții pe această... Sume? Și discuții să mai avem când situațiile sunt atât rare și... Bine, și dumneavoastră trebuie să știți la capitolul ăsta ce sume alocate, ca să știți cum împărțiți, că anul e de-abia nici la jumătate. Vă zic ca să mai ieși rămâne. Păi tocmai, suntem în primul... Mai avem încă un caz. Păi domnul Croitor, da. La punctul 4. Da, la punctul 4. Da, la punctul 4. Florin Nicu Croitor. Haideți să punem la vot punctul 3. Cine este de-a? Pentru? Abține? Deci cu 1.000, cu 13.000, cu 6.000, cu 10.000, nu? Și încă cu 2.000. 2.000 și 1.000. 10.000, și 1.000, da. Mai avem un caz cu domnul Croitoru, tot la fel ne-am pricopsit de raza pomânicului dumnealui, a fost căsătorit cu cineva, s-a despărțit și 32.000 de lei. A rămas fără casă, fără adăpost, fără nimic. Anul trecut au, nu știu, prin ce minune, un accident. Nici acum nu s-a rezultat cazul, a trebuit să-l internăm la o, tot la fel, la un cămin din asta, tocmai pe la Drăgești, cineva, Daminești. Daminești. Ne l-a ținut trei luni, mai multe trei luni, n-am putut să-l țină. Nu puteam nici să-i dăm bani atunci, că știți cum era mai, fără aprobare, fără hotărâri de consiliu, proceduri. Am găsit înțelegere. După aceea și ne l-a luat la aici, în Gherești. Visele bunicilor. Exact. Nici acolo nu știu cât o să ne mai țină. Așteptăm, avem promisiuni în altă parte. Unde va trebui să achităm, are o pensie de 1.000 de lei și va trebui să mai contribuim noi cu 1.200 de lei pe lună. Pentru o perioadă de cât? Cât e internat. Cât trăiești. Da. Astea sunt cazurile actuale, dar noi mai avem și din trecut. Da, dar la care contribuim. Mai avem pentru care contribuim. Cei mai vechi știți. Da. Ce să facem? Astea sunt... Deci totul se răsfrânge la autoritățile locale. Unde are domiciliu? Unde are domiciliu? Dacă sunteți de acord sau aveți altfel. Persoana. Vecinul Tăuril. Nu, chiar vecinul, dar e de zonă. De păcat? Da, păcat. Asta datorit lui s-a întâmplat. E tânăr totuși, bun de muncă. A terminat o facultate, este inginer constructor, l-am ajutat, l-am angajat la o firmă. După o lună de zile a luat 5.000 și ceva de lei și... Șpințul. Oare. Îl angajase să stea în șantier cu diploma atât, fără să facă nimic. Că asta au nevoie, șantier. Inginer, constructor, să stea... Un tip de aștept, un tip pregătit, am... Dar... Nu știu, după mine nu merită nicio diură de apă. N-ai ce face să-l aduc instituțiile statului la ușa primăriei? Unii să-l cază mă? Trebuie să-l cază mă? Să facă cu totul altceva, să nu mai ajungem pe situația asta, că de astea o să avem de acum foarte. Foarte. Asta e societatea. Bun, și nu-l primești sau nu-l cazezi și îți face o reclamație de răspuns. Ți-l ia de pe stradă și ți-l aduce cu poliția aici. Îl aduce în fața primării. Are mutație pe buletin? Are. Are. Nu e expirat cumva. Nu știu dacă e expirat. Marin. Pentru că cine mai am... Marin, care, Ștefan, care la două zile ne vine amenzi din Bacău. Deci ăla cred că are 100.000 amenzi. Deci plătește.
Giangalău la fel. Deci vin la mine întregul, într-una, 200, asta 300, 100. Am văzut în ceva o adresă de la... nu știu ce instituții, protecția copilului. De ce? Direcția generală. De GASBC-ul. Păi ei monitorizează cazul pe astea. Toate. Vreau să vă întreb, dacă cei care sunt ocupiți în anumite centre, țineți legătura cu ei, dar poate să schimbi ceva în situația lui. Poate pleacă, ține poate mereu compartimentul asistent social, de asta la avem. Păi da, 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 de asta vă zic. Acolo se vor actualiza și sumele de la an la an. Absolut. Prețuri, da, absolut. Da. Da. De scăzut nu ne așteptam. Haideți să spunem la vot. Cine este Petru? Abțineri împotrivă? Mai departe. 1, 5. 5. Referare aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției și a deliberului general pentru obiectivul amplasare de semne circulație rutieră și pampere în comuna Himeu, județul Bacău. Domnilor consilieri, vă aduc la cunoștință următoare. Necesitatea privind achiziționarea și montarea unor indicatoare rutiere de semnalizare și restricționare a vitezei pe străzile strada Fântânilor, strada Ion Simionescu, DJ 119, respectiv, B, strada Școlii, strada Izvorul, strada Viilor, strada Lacului, strada Gării, Sfântul Gheorghe, Zambilei, Rozelor, Hotarului, Narcisei, deoarece se circulă cu viteză, cu mare viteză și există pericolul de accidente rutiere. În acest sens, conform articolul 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, s-a solicitat acordul avizei Poliției Rutiere, acord emis de biroul rutier al Poliției Municipiului Bacău, sub numărul 134.247 din 5.09.2022 și înregistrat la instituția noastră cu numărul de 10.911 în 12.09.2022. Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor conform competențelor ce îi revin, cu avizul Poliției Rutieră, este obligat să instaleze indicatoarele ori alte dispozitive speciale, să aplice marcaje pe drumurile publice conform standardelor în vigoare și să le mențină în stare corespunzătoare. Pentru finalizarea acestei acțiuni, în temeiul prevederilor articolului 136 al alineatului din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind codul administrativ, supun spre aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției și a devizului general aferent pentru obiectivul amplasare de semne circulație rutieră și bampere în comuna Himeu, județul Bacău. Proiectul vom desfășura pe parcursul unui an sau chiar și anul următor în funcție de posibilități și de urgențele care sunt, urgențe sunt pe toate străzile, dar vom lua străzile mai mari ca să începem cu începutul și în funcție de resursele financiare le vom face pe toate. Valoarea totală a proiectului este de 465.620 de lei cu tot cu TVA. Din care, pentru început, avem obținerea avizurilor și a devizului. Care... valoarea totală? 465.620. Da. Se referă și la semnele de circulație care limitează accesul traficului greu pe variantă? Ar fi bună întrebare. Pentru că, de când e centura în funcțiune, mulți nu mai iau... să ocolească spre București sau spre Brașov și o taie pe aici. Și noi avem drumul județean în... Dar deja sunt... Sunt, da. Sunt, dar în cazul... Și ce se întâmplă? Deci, avem poliție, avem, da, avem poliția rutieră care ne sprijină. Postul de poliție. Da. Nerespectarea tonajului urmării. Apropo de... ales acordul colegii noștri, polițiștii locali,
fac în această perioadă în colaborare cu Poliția Municipiului Bacău un fel de practică, ca să zic așa, fac acțiuni comune pentru a putea intra în legalitate, să poată și ei să amendeze pe cei care încalcă regulile pe drumul nostru, pe drumul sătesc, pe drumul comunal. Deci îi va face cele bampere pentru a nu mai putea să meargă cu viteză. Asta e cocoașmele, în termen popular. Da, da, da. Și atunci cred că e o măsură destul de bună, indiferent cât ar vrea să meargă, trebuie să frâneze. Și la fel, la trecerile de pietoni și peste tot. Păi e vorba de DN-uri aici, da. Drumul național. Și chiar avem de pietoni. Așa mașinile de străduțile mai scurte, nu alea lungi. Deci deja au început, de o lună. Bapele sub le ostești și cu covorul ăla de... Exact. Păi aveam un deviz, dacă v-ați uitat, v-ați analizat, scrie acolo. Despre ce este vorba. Da. Noi încercăm să facem drumuri de țean cât mai avem în administrare, cred că și la anul o să fie sigur. Nu știu dacă reușim la anul să terminăm investiția, dar o să... Păi rigolile nu tot pe drumul județean. Păi o să ajungem acum la... Scurt intervenție, dacă îmi permiteți, referitor la tranzit, da, e o problemă care se confruntă mai multe localități. În urma tranzitului de cereale din Ucraina, nu e singura localitate sau care se confruntă cu problema. Nu suntem obteuni, dar suntem. Vă spun și de unde se întâmplă. Sunt tradere care cumpără, nu vorbim strict de ruta care merge spre Constanța, dar sunt mulți fermieri care cumpără de la ucraineni și se împart în toată țara. Asta e o problemă care a blocat cumva și, și prețul. Și foarte bine că luați măsurile astea, asta preîntâmpină cumva distrugerea drumurilor. Așa. Încercăm. Da. Dacă mai sunt discuții la punctul. Nu cer cu vitez, dar tot ce. Și nu respectă, din păcate, tonajul. Tonajul, aici e problema. Aici e problema, la tonaj. Dacă regulile ar fi respectate și impuse de cei care sunt plătiți și puși să strigă la datorii, sunt convins că nu s-ar întâmpla treaba asta. Așa cum erau milițienii de vremea lui Ceaușescu, dacă îmi vede milițianul în stradă, nu... Era aici o discuție lucrurile despre încrederea în instituții și respect. Aici, nici da. Aștia ați văzut, nu sunt plătiți, acum pe de-o parte cu pensii speciale, bine, sunt alte discuții, n-ai văzut. Pe tronzonul ăsta, între școala de la Tăbăcaru și... parcul dendrologic. Circulă pe pretextul că intră ori la hit, ori la maraton, dar cred că pentru cei mai mulți e doar un pretext. Păi da, e traficul din nord. Cel mai bun punct de control e la parcul industrial. Acolo îi execută ușor. Și acolo au însă și-ntoarc, au însă și trafica și așa. Să le ducă viteză obligat. Sperăm că instituțiile statului o să-și facă treaba. Nu oprește, trebuie să scoată documentele, să scoată... Deci eu fac șansament cu trei ori. Bun, deci noi avem semne de circulație și pentru așa ceva. Deci pentru restricții de tonaj, pentru... Sunt avertizoare. Pentru, da. Haideți, spune la voi. Cine este pentru? Punctul 6. Abțineri nimic. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, modernizare, drumul, raforsare, sistem rutier și construire parcări în comuna Hinerului de Bacău. Domnilor consilieri, vă aduc la cunoștință următoare. Având în vedere situația tehnică a unor sectoare de străzi, în care le găsim grupi, păcașe, lipsa locurilor de parcare, calitatea slabă a amenajărilor conexe, în special cele pentru evacuarea apelor pe suprafața apelor de suprafață, OATHM-ul și-a întreprins demersurile necesare în vederea modernizării unor străzi și amenajarea de parcări în comuna Hinerului și având ca drept scop obținerea unor căi de comunicare moderne spre clădirile existente, biserici, școli, grădinițe, primărie. Modernizarea străzilor, amenajarea parcărilor și a dispozitivelor de colectare și sau evacuare a apelor va aduce beneficii imediate pe termen mediu și lung, atât în privința ridicării standardelor economice, cât și a condițiilor igienico-sanitare. Asigurarea unor căi de acces corespunzătoare, indiferent de anotimp, va conduce la creșterea valorii terenurilor în zonă. OATHM-ul și-a eliberat certificatul de urbanism numărul 346 din 20.12.2022 și a fost realizat un studiu de acord, proiectul numărul 628 din 2022, tocmit de SCGO Mike SRL. Varianta optimă de realizare a investiției este cea
prezentată în scenariu 1, variantă ce conduce la costuri potrivit de vederul general, în valoare totală de 2.874.528 de lei și 70 de bani, fără TVA. Cu TVA, 3.418.474 de lei și 21 de bani cu TVA. Cred că străzile le-a citit sau nu le-a citit? Le știți sau nu le știți? Nu, mai știți. Nu au documentație. N-ați avut timp sau n-ați avut documentațiile? Acum de... Nu, mi-am citit la toată. Da. Străzile propuse sunt, să o luăm de la Fântânele, ne-a rămas un tronson pentru că la vremea când s-au făcut lucrări în primă urgență, noi eram intabulat un tronson de drum de vreo 100 de metri și zic să nu mai rămână. A fost un tronson făcut din 2010-2011, am continuat pe CNI lucrări în primă urgență cât am avut intabulat la data aia încă vreo 50 de metri și ar mai fi cam 100 de metri să terminăm cu străduța aceea din 3 proiecte. Strada Hotarului, dacă știți, porțiunea între DN și Casa Lumea Cruceanu, da, datorită faptului că a fost un stâlp plantat în mijlocul intersecției, care costă o sumă ca să putem muta, n-au vrut cei de la DN și nici cei de la AFIR să ne apropie proiectul. E vorba de 30 de metri acolo, cred că. Strada Narciselor, pe Strada Narciselor, la biserică. La biserică. Două proiecte care s-au intersectat. E Calea Hotarului cu Strada Narcisei. Acolo intenționăm să facem, să le unim, să venim așa evazat dintr-o parte în alta, să găsim o soluție pentru asta de acolo și să venim cu parcări pe partea stângă a bisericii, cât permite, până acolo în față la dumneavoastră, că există loc și pe stânga și pe dreapta să facem parcări. Strada Salcâmilor. E vorba de străduța noastră aici, în centrul comunii, de la biserică până la Mihai Pal, după Mihai, cât ne permite. Și acolo e vorba de consolidarea malului și iar implică costuri, cu parcări stânga și dreapta, pentru că n-am unde parca mașinile care vin la biserică. Parcarea din fața bisericii de la pod, de la doamna Creangă, refacerea îmbrăcământului asfaltic aici, de la biserică până în stradă, la fel cu parcări pe stânga și cu șanț cu ricolă de colectare a apei. O rigolă, de fapt un semi-șanț, așa, să-i dăm un pic de pantă ca să poată fi folosită și ca parcare. Strada Liniștii, de la drumul care l-am asfaltat acum prin CNI, în formă de el, trebuie să venim cu Strada Liniștii care spart, odată cu ducerea conductei de apă la deal, odată cu canalizarea și cu rezidurile de la stații, pe partea asta la altă cu alimentarea de gaz. Și atunci trebuie refăcută și lărgit un pic tot la fel cu rigolii și pe stânga și pe dreapta ca să le putem capta aici când ajungem la fântână. Iar la fântână se, și aici să facem o parcare din jur împrejur, e frumos, e făcut într-o parte, facem asfalt, strada Grigori Tăbăcarului e făcut, crinului e făcut, acolo fântâna e lăsată a nimănui. Ți dăm un contur și în fața bisericii și a dispensarului veterinar. Pe strada Liniștii, în lungime totală de 1150 de metri. Amenajarea de parcări pe strada Narcisii, am spus, stânga-dreapta, Salcâmilor, stânga-dreapta, fundătura Codrului. La fel, când se iasă de pe fundătura Codrului în drumul județean, stânga-dreapta, unii stația de autobuz, de fiecare dată m-am întrebat, dom'le, dar de ce ați mers numai cât e drumul? Păi așa a fost proiectul. Acolo era... Și acolo e locul de parcare. Da, și da. Terenul aparținea Consiliului Județean, drumul județenii. Și acum, fiind ale noastre, am zis să profităm și de chestia asta, să facem și acolo. Să lărgim, să avem un loc de parcare. Da, suprafața totală a parcărilor este de 1870 metri pătrați. Mai avem la biserica de la Andreșești, acolo în față, până la Tantri Lazariu. Și în stânga, acolo unde nu ne-au ajuns banii, să facem la, că a fost pe AFIR, în față la Huțu, cu mulți la stâlp acolo, am amenajat, noi, da, am pus balustradă să asfaltăm și acolo, eventual și în capăt, la Doroftei, dacă o să mai avem loc și acolo să... Da, cam astea să... Proiectul parcărilor este foarte bun și necesar. Dar înainte de a face parcările, nu credeți că ar trebui să rezolvăm treaba cu canalizarea? Pentru că va trebui să spargeți din nou. Eu nădăjduiesc că voi veni aici și... O să vă dau o veste, dar nu am vrut să vă dau acum. Dar mulțumesc. Gata.
Dacă aveți, păstrați-o și să fie o surpriză, eu și așa-s bolnav. Pe 24 aprilie se deschid licitațiile la canalizarea mare. Păi ne-ați trimis programul. Dar tot ați deschis cu, ați pronunțat cuvântul canalizare. În ce stadiu e canalizarea de la Fântânele? Întreb și eu. Nu știți? Eu am întrebat în prietenul. N-ați văzut pe acolo, n-au început să sape? Nu. Din informațiile pe care le am, abia s-a depus la Consiliul Județean, vinerea, după ședința de data trecută, documentația pentru autorizația de construcții. Ei, vreau să vă spun că... Avem autorizații cumva? Urmează să încărcăm în SIAP, deja. Pentru licitație. Pentru. Și avem autorizația, să înțeleg. Da, avem. Da. Bine. Consiliul local? Nu mai dau telefon. Lucrează. Lucrează, da. Este pentru. Da, hai spune la voi. Deci în vas. Se lucrează, doamnă. Curios e că la licitația mare, la POIM, sunt deja doi înscriși, din câte am înțeles de la... Până acum nu era nimeni. Pentru consonul nostru, pentru... Nu la nostru, nu știu nimic deocamdată, le vorbesc de POIM. De POIM, pentru tronsonul de Lilieci, da, când da. Zic tronsonul nostru, eu nu gândesc numai Fântânele. Și Himeiu, și doamna Patrichie, și cu doamna Patrichie, și cu... Eu nici n-am gândit. Nu mă gândesc numai la Fântânele, deci urmărim toate canalizările. Soția mi-a zis când am venit la Pumea. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire, a documentației de execuții PDH și a devizului general NETAF pentru obiectivul investiției construirii șanțului goale, acostamente și podețe pe sectorul de drum județean DG119B de la kilometru 19 la plus 135 până la kilometru 25 plus 018, situat pe raza administrativă administrativ teritorial a OAT Hemeuș, județul Bacău. Domnilor consilieri, având în vedere HCR numărul 94 din 28-10-2021 privind aprobarea obiectivului de investiții construirii șanțului goale, acostamente și podețe pe sectorul de drum menționat mai sus, documentația tehnică, faza de ATC, DTOE, documentația de execuții PTH, întocmite de societatea SC Interproiect SRL Bacău, șef, șef proiect inginer Ciubotaru Cătălin, deviz general anexat care cuprinde următorii indicatori economici. Valoare totală 3.632.605 lei și 90 de bani, fără TVA, cu TVA 4.316.307 lei și 94 de bani. Sunt aceiași care au proiectat și trotuarele? Da. Băcăuan de noștri. Deci este a treia investiție care se face, nu? Datorită faptului că am preluat drumul. Da. Deci prima investiție, trotuarele, a doua, care este, să zicem, autorizată deja de Consiliul Județean, canalizarea, și asta este a treia cu rigolele și cu trotuarele și cu rigolele din fonduri proprii, buget local, Comuna Hemeiuș, iar canalizarea din Fântânele pe Angel Salini, pe semnată finanțare de dumneavoastră, da? Și care intră acum în licitație pentru execuție. Recapitulez așa ca să... Da, doamnă. Pentru că colegul nostru m-a întrebat atunci când am anunțat că am să merg în audiență la domnul prefect, care la momentul respectiv era din partea partidului USR și mi-a zis așa cam zeflemitor. Și credeți că faceți dacă vă duceți la prefectură? Eu zic că am făcut. Am deblocat drumul împreună cu domnul primar care mi-a pus la dispoziție materialele și a treia investiții. Mai aud acum că se mai fac și parcări, se mai fac și reabilitări, tot pe acest drum județean pe care dumneavoastră l-ați preluat la un moment dat, dar l-ați dat înapoi. Doamne, când am mers la domnul Gulai, hotărârile din Consiliu erau date, vă puteți uita. Acum e foarte bine ca să mers și mă bucură că sunteți unul din consilieri care profitați de faptul că pe aici, pe acolo, aveți câte un nume, aveți câte o persoană care... Păi cum am profitat și de domnul Sebastian Cernic, pe care l-am scos din program astăzi și l-am invitat la noi la ședință. Foarte da? Bine, cu mare plăcere. Da. Problema e ca aceste acțiuni să fie... fructuoase, sau cum să vă zic, aceste întrevederi. Pentru că
Dacă vă amintiți cei din mandatul, care erați și mandatul trecut, amintiți-vă câte drumuri am bătut la Bacău și la PSD și peste tot ca să putem face ce am făcut. Dar în final am reușit. Nu, adică nu se poate așa de ușor, n-a fost așa de ușor. Ați câștigat. Am câștigat, am câștigat, eu n-am câștigat nimic, până la urmă, eu singur nu puteam să fac nimic, fără dumneavoastră, fără locuitorii comuni, fără aparatul de specialitate, nu mi-asum și nu spun că eu mi-am însușesc, că eu am făcut să. Împreună. Da, trecem mai departe. Discuții? Cine este pentru? Abținere împotrivă. Raport de specialitate privind aprobarea documentului. E vorba de proiectul care am spus că... Valoarea. 70.000 am cerut, nu știu dacă o să costă atât. Nu, da, dar ea scrie și în rectificarea bugetară, dar ne încadrăm în banii aia sau depășim sau... Speram tot să știe. Dacă o să fie ceva, o să venim iar în fața dumneavoastră cu suplimentare, cum am mai făcut-o. Dacă și mai mulți, poate ne mai rămâne. Să ne arătăm să negociem mai bine. Prețurile astea nu prea să mai rămână. Da. Deci, haideți să spunem la vot, da? Punctul 8. Cine este pentru la punctul 8? Vale. La punctul pentru, da? Da. Trecem la punctul 9, da? Proiect de hotărâri privind achiziționarea serviciilor juridice de consultant, asistență și reprezentare juridică a Unității Administrative Teritoriale a Comunei Hemeiuș privind Comisia de Fond Funcție. E vorba de achiziționare de servicii juridice. Da. E vorba de avocată și da, de domnul Liviu. Tot domnul aia care mai lucra, dar are continuitate de procese, da. Avem procese pe rol. Avem procese pe rol care sunt... Am 25 de procese pe rol, dosare pe rol. Acum mai sunt deschise noi încă 3 dosare. În ultima perioadă. Da. Așa, dacă am la ce se referă în general? Litigii, punerea în posesie și... Conferent? Da, da. Care vin din trecere. Avem dosar cu ISU, avem dosarul cu mediu acum nou. Cu mediu de ce? Păi, în urma controlului s-a aplicat... O să discutăm la ce vers. Da. Se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de consultanță la articolul 1, asistență și reprezentare juridică a unităților administrative teritoriale a Comunei Hemeiuș, județul Bacău. Așa. Articolul 2. Se aprobă achiziționarea serviciilor de cadastru și registru agricol. Cheltuielile legate de aceste servicii se vor suporta de bugetul local al Comunei Hemeiuș. Se mandatează primarul comunei să stabilească numărul contractelor pentru prestarea serviciilor menționate la articolul 1 și 2, să le semneze în numele și pentru unitatea administrativă teritorială Comuna Hemeiuș de Bacău, iar la 5, secretarul general al Comunei Hemeiuș Bacău se va îngriji de aducerea la cunoștință a prevederilor prezente hotărâri în termenul legal, verificarea legalității, primarul comunii, compartimentul financiar, contabilitate, venituri și buget și compartimentul urbanism, achiziții publice și investiții pentru ducerea la îndeplinire. Pentru cadastru, rămâne tot domnul Gălean? Dacă găsiți altul, angajăm. Păi nu, dar dă-ți vorba. Da, da? Deci, juristul e același care l-am avut și până acum, iar la compartimentul ăsta, cadastru și registrul agricol, știu că dânsul era pe contract, nu era angajat. Contract. Da, deci rămâne dânsul. Trebuie să fim foarte atenți la cele trei funcții: consultanță, asistență, reprezentare juridică. Pentru că de obicei se rezumă mai la un lucru. Doamna, vine fiecare pentru consultanță. Orice probleme avem, orice problemă sau adresă care nu știm noi să dăm o rezolvare, o comunicăm dumnea ei, în afară dosarului care are instanță. Sunt răspunsuri, sunt adrese. Adică punctul de vedere solicităm permanent. În afara dosarelor. În afara dosarelor, da. În general, primăria Hemeiuș stă bine cu litigiile. La instanțe. În general. În general. Nu câte știu. Ne ferim de... Sunt alte unități administrative care au multe. Da. Supunem la vot? Cine este pentru?
hotărâre, atât nu se mai departe. Cu reabilitare, cu balastare, la ușor de drum. Ce te ține lista mai bine? Drumurile. Drumurile. Păi, Privighetorilor, Măceșului, Fântânelului, Liliacului, Nisipăriei și Sânzienilor. Nu cred că este cineva să nu știe cum unde sunt. Chiar, doamne, vis-a-vis dumneavoastră. Cât vă aruncați ochi așa, când veniți prin primărie, vă uitați un pic așa de poate. Pe transformator și conducea de gaz. Da. Pe Hemeiuș, prin Săcii, Liniștii, Salcâmului, Bisericii, no, din 2016, Cătinii, Garofiții, Luminii, Lacrima, Grădinarilor, Câmpului, Alea Parcului, porțiunea neasfaltată, Bisticioara. Pe satul Ilieci, strada Luncii, porțiunea neasfaltată. Biziții militari, strada Nouă, porțiunea neasfaltată, strada Luncii, porțiunile. La militarii domeniului public? Bradului, Târgului, Castelilor, Primoiului, Păstorilor și Hidrocentralului. Este și o parte cu o indiviză. Nu este nimic. Discuție dacă să temă asta, dacă nu supunem la vot. Discuție? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 11. Păi 11, 12, 13, 14. Vă rog să văd cum votați. Deci vreau pe rând fiecare punct. Da, hai. 11. Suprafața care este suprafața? 3 metri. Deci aici am să vă explic eu că înainte de ședință am intrat la urbanist, mi s-a părut foarte mică suprafață. Zic, fac extinderi de gaz, fac... Și de fapt este vorba de terenul public pe care dăm noi drept de uz și servitute, respectiv domeniul public. Aceste extinderi, am văzut planurile, sunt făcute în domeniul privat, sunt în cotele indivize ale oamenilor. Și acest 3 metri se referă doar la cuplarea conductele... Că e gaz, că e electric. Da. 11, 3 metri, 12, 3 metri, 50, 13, 3 metri, 50, 14, 7 metri, 25. Să abține cineva, împotrivă cineva? Deci, la, deci 10, fiecare... la 10, cine este pentru? La 10 cu drumurile. Da. La 11, la 11, nu. Nu, era la 11. La 3 metri pătrați. Da, 11, 14. La 12. La 12? La 13. La 13? Așa, trecem la 14. Este vorba de la 14, 7,25. Da? Deci cum aprobăm la DIS, la DIM și la celălalt de GAL, așa trebuie să aprobăm și la zona metropolitană. Da, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea votului în cadrul adunării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, având în vedere convocarea din data de 27.03.2023. Referatul de aprobare îndocumentat de către domnul primar, raportul de specialitate, ordonanța 26/2000 privind la asociații și fundații de comunicări și completări ulterioare. Se propune. Se aprobă ordinea de zi în cadrul convocării din data de 27/3, respectiv aprobarea bugetului rectificat aferent anul 2022, aprobarea bilanțului contabil aferent anul 2022, aprobarea bugetului aferent anul 2023, aprobarea modificării statutului ZM Bacău, Asociația de Dezvoltare Zonei Metropolitane Bacău. Diverse. Sens în care OAT Hemeiuș votează pentru că fac parte din Consiliul de Administrație. Și trebuia să... Așa. Se aprobă mandatarea primarului OAT Hemeiuș pentru a vota în cadrul adunării Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Zona Metropolitană Bacău. 3. Din grijă secretarul general al Comunii Hemeiuș, prezenta hotărârii se va comunica primarul Comunii Hemeiuș, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Metropolitană Bacău și instituții prefectului județului Bacău pentru verificarea legalității. Deci aici aș avea eu discuții de făcut, dar nu știu dacă se referă strict la ce a spus domnul primar. Respectiv, dumneavoastră, în calitate de membru în bordul de la zona metropolitană, știți că noi, Comuna Hemeiuș, OAT Hemeiuș, participăm cu două proiecte, unul mare prin PNRR, cu transportul public. Nu e despre asta vorba. Vorba despre mandatul.
Păi am zis că nu are legătură. Așa, v-am pus la toată lumea, este încă în discuție, încă în dezbatere publică proiectul cu transportul public și l-am pus pe grupul nostru de consilieri. Avut dezbaterea publică luni, săptămâna trecută dimineață la ora 10 la Teatrul Bacovia, după amiază la ora 17 pentru cetățenii din oraș. Am discutat, deja suntem la forma finală, urmează de săptămâna viitoare după ce domnul președinte vizit eu, se întoarce de la Bruxelles, să treacă să luăm legătura cu fiecare primărie ca să putem demara scoaterea la licitație. Domnul primar, aici aș avea eu obiecții. Suntem la forma finală. Mi-mi convine foarte mult traseul ăsta. E perfect pentru mine. Dar suntem la forma finală, deci trebuia să fie cumva în dezbatere publică și la nivelul comunii Hemeiuș, pentru că consilierii, colegii noștri de aici, nu, înainte eu i-am întrebat, știți ceva, știți cum arată? Deci dezbatere publică înseamnă că publicul trebuie să aibă acces la aceste informații. După părerea mea, pe site-ul primăriei Hemeiuș trebuia comunicat, adică îi vom pune în fața faptului împlinit. Eu vă repet, undeva există un tronson lipsă în Lilieci, da, în capătul ăla, de la parcul dendrologic până în capăt la Andrieșești, și fântânelele, dar probabil că fântânelele nu sunt accesibile cu autobuze mari, deci nu au unde să se ducă, unde să se întoarcă. Da, propunerile... Dar în același timp a fost mai studiu. Dar ce înseamnă dezbatere publică? Ce înțeleg eu că este dezbatere publică este că mă mai pot opune, nu? Așa înțeleg eu. Încă un lucru care trebuie ținut cont el, în funcție de numărul de stații, mă uitam la Comuna Măgura, are de plată vreo 10 miliarde vechi pe an. În funcție de numărul de stații. Dar oricum acest transport care trebuie să suporte primăria. Va fi subvenționat. Și aici s-a putut să mai avem niște discuții iar pe tema asta. Păi, iată, a zis că nu avem încă forma finală, dar care să vă prezentăm încă. Dar păi forma finală deja e finală, domnul primar. Asta vă explic. Aștept. Încă, înainte de finală, am putea să avem aceste discuții. Păi da, dar avem bucățica noastră. Să vină zona cu materiale și cu... Așa, la fel, al doilea proiect este cu câinii comunitari. Deocamdată ne dăm acordul pentru SF-ul. Am trimis regulamentul, tot așa, pe grup, la colegii consilieri, să se uite, măcar... Deci tot și ăla e în dezbatere publică, adică trebuie să avem, putem să avem încă un cuvânt de spus. Luni pe 10 avem întâlnire cu domnul primar SF-ul și... așteptăm să ne comunicați nouă. Da, să nouă tăți, da. Da. Există și al treilea proiect, pistele de biciclete. Da. S-a fost domnul consilier Ginger și a luat atitudini, am discutat, domnul primar s-a notat, domnul consultant s-a notat, toată lumea s-a notat. Acum așteptăm să vedem rezultat. Da. Mai departe. Nu știați? Cine este pentru că da, doamnă. Păi vă împuternicim, dar vrem aici să știm, să ne informați. Doamnă, vreau să fiți informat înaintea mea, doamnă, la partid, mă mai întrebați pe mine. Vreți o dată așa, ca să... să dea bine aici, la cameră. Dacă era așa, nu stăteam cu spatele. Filmau aici. Domnul, faceți o poate și o doamnă. Nu-i cazul, nu-i cazul. Dar acolo. Nu-i cazul. Am zis că să fiu un exemplu, începând din săptămâna de luna viitoare, aștept jumătate din consilieri vin cu ăștia de partea stângă, vin cu rapoartele de activitate la ședința următoare în aprilie, partea dreaptă vin în mai. Și noi aici mai doi. Raportul primarului cu privire la starea economică și socială a localității Hemeiuș, la finele anului 2022, întocmit conform articolului 155 alineatul 1 litera B, alineatul 3 litera A din ordonanța de urgență 57 pe 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Dragi colegi, dragi cetățeni ai comunii, după cum bine știți, în fiecare an vă aduc la cunoștință raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunii pentru anul încheiat. În conformitate cu prevederea articolului 155 alineatul 1 litera B din ordonanța 57 pe 2019, codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare, vă prezint raportul privire la starea economică, socială și de mediu a comunii. Raport ce pune la dispoziția dumneavoastră și a cetățenilor date concrete despre activitatea desfășurată în executivul primăriei,
modul cum au fost cheltuiți banii publici, obiectivele propuse în anul anterior și modalitatea de rezolvare a problemelor comunității. Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe 2022 ale compartimentelor, birourilor, serviciilor funcționale ale aparatului de specialitate al primarului, evidențele pregătire a obiectivelor de activitate specifică, modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local și a dispozițiilor emise de primar. În contextul respectării legii și interesului cetățeanului, primarul, viceprimarul și ceilalți funcționari ai instituției au urmărit, prin activitate desfășurată, să rezolve problemele în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Voi prezenta în continuare activitatea fiecărui compartiment, birou, serviciu, în parte, după cum urmează. Secretarul General Comun, respectiv doamna, pentru cei care nu o cunoașteți, a participat la toate cele 18 ședințe ale Consiliului Local, de care 12 ședințe au fost ordinare și 6 ședințe extraordinare, în cadrul cărora au fost adoptate un număr de 155 de hotărâri, toate proiectele de hotărâri fiind inițiate de către subsemnat. Secretarul General Comunii Hembeuș a întocmit ordinea de zi și dispozițiile de convocare ale ședințelor Consiliului Local și a consemnat în procesele verbale de ședință modul în care a fost exercitat votul fiecărui consilier. Procesele verbale au fost puse la dispoziția membrilor Consiliului Local pentru aprobare, semnate de președintele de ședință și de către secretarul general al comunii. Documentele dezbătute în ședință au fost depuse în dosare speciale, numerotate, semnate și sigilate. Hotărârile adoptate de Consiliul Local au fost înregistrate în registru special și înaintate instituției prefectului județului Bacău pentru exercitarea controlului de legalitate, precum și instituțiilor, birourilor, compartimentelor și persoanelor abilitate cu ducerea la îndeplinire. Toate hotărârile Consiliului Local au fost postate pe site-ul instituției, proiectele de hotărâri cu caracter normativ au fost supuse de dezbatere publice, conform legislației. În anul 2022 au fost emise de către primarul Comunii Hembeuș, județul Bacău, un număr de 171 dispoziții și tot atâtea proiecte de dispoziții, vizând asistența socială, acordarea de ajutor social, alocații de sprijin și altele. Nu au fost adrese venite din partea cetățenilor sau de la alte instituții transmise din către secretarul general al comunii care să rămână fără răspuns. Și aici am numărul de solicitări adresate, persoane fizice, persoane juridice. Compartimentul urbanism, achiziții publice și investiții. Prin de investiții, în anul 2022 a fost un an bun, ținând cont de situația actuală, pandemie, război, creșterea inflației și a prețurilor, reușindu-se ducerea la îndeplinirea multor proiecte din cele propuse și începute în anii anteriori, atât prin fonduri europene, fonduri guvernamentale, cât și din bugetul local. O să enumăr proiecte depuse sau multe dintre ele la care deja s-a început execuția. Pe CNI avem în execuție două proiecte, pe reabilitare și modernizare drumuri, lucrări în primă urgență, în valoare de aproximativ 6 milioane de lei fără TVA. Proiecte care au stadiul de realizare la această dată de 70%. Avem informații că deja firmele, începând de astăzi, au venit la treabă. Avem în execuție proiectul construirii complex sportiv, sat Hembeuș, comuna Hembeuș, valoare execuției de 5.856.608 lei fără TVA, adică care stadiul fizic la această dată este la 20%, dar cred că e mai bine. Dacă aveți ocazie, puteți trece să vedeți cât de frumos lucrează firma respectivă. În curs de implementare la CNI sunt următoarele proiecte. Modernizare drumurilor locale satelii Ieșeniuș, proiect în valoare de 6,8 milioane lei. Extindere, reabilitare, modernizare, dotare, cămin cultural, comuna Hembeuș. Lucrări de reabilitare și consolidare la parohia Sfinții Voievoți, Fântânele. Sat Fântânele. Pe fonduri europene, am emis autorizații de construire pentru cele două proiecte de modernizare și dotare școli. Școlii gimnaziale Ion Simionescu și Grigore Tăbăcaru, proiecte finanțate prin POR. Școala gimnazială Tăbăcaru este în curs de licitații pentru execuții. Am obținut finanțarea și urmează scoaterea, semnarea contractului cu Ministerul Dezvoltare privind proiectul construirii stației de reîncărcare vehicule electrice în comuna Hembeuș, județul Bacău, proiect în valoare de 2,5 milioane lei, contract de finanțare semnat la această dată. Deoarece doresc să pot face cât mai multe pentru, să facem cât mai multe pentru comunitatea din Hembeuș, am accesat și fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care prin Programul Național de Investiție și prin Programul de Investiție Anghel Țarin. Extinderea sistemului de canalizare în satele Fântânele și Hembeuș, comuna Hembeuș, valoarea proiectului este de 8.819.582 de lei, contract semnat. Același proiect de reabilitare, modernizare drumuri sat Hembeuș și Lilieci a fost depus și la CNI.
în valoare de 6,8 milioane lei. Nu știu, să vedem de unde o să iasă mai repede. Programul Național de Investiții Angel Salini, în speranța obținerii cât mai urgent a unei surse de finanțare. Construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe mici în sat Himeș, comuna Himeș, proiect în valoare 2,5 milioane euro cu o capacitate de 40 locuri, atât de necesar pentru locuitorii din comuna noastră prin programul PNRR. Investiția destinată producerii de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul UAT Himeș, în valoare de 5 milioane de lei prin programul PNRR. În colaborare cu UAT Bacău, cumpărarea de autobuze și microbuze electrice, care să deservească zona metropolitană. Proiect aprobat și semnat contractul de finanțare în 2022 prin PNRR. Din fonduri proprii, construirea de trotuare de-a lungul drumului DJ-119B, proiect cu un grad de realizare de 30%, atât de necesar pentru comunitatea noastră, extinderea iluminat stradal pe strada Luminii, strada Clopilor, un contract în colaborare cu Orange. Dacă vă mai amintiți la data respectivă, cei de la Orange ne-au pus la respectivă stâlpii. Noi am făcut doar investiția în ceea ce privește lămpirii și branșamentul. Realizarea documentației tehnice pentru construirea a trei totemuri la intrările în comună. Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea unei piste de biciclete de-a lungul DN15. Extinderea sistemului de supraveghere pe video pe DN15, DNG-119 și străzile Bujorilor Sfântul Gheorghe, reparații și reabilitare drumuri Sătești ori de câte ori a fost necesar, proiect de construire șanțuri și rigole de-a lungul DG-119B, combaterea țânțarilor și a insectelor de pe raza comunei, repararea bazei sportive din incinta primăriei, vestiare, tribunii, centrală termică, construirea unei copertine și a unei platforme betonate în incinta primăriei pentru staționarea utilajelor din dotare, reparații drepte acces primăriei, construirea gard centru poliția locală și arhivă. Activități cultural-sportive. Ziua copilului, școală de vară în colaborare cu SOS Satele Copiilor, cofinanțare concurs ciclism, zilele comunii cu întrece sportive, fotbal, tenis de masă, cross, șah, obiceiuri și date. Ziua internațională a curățenii în colaborare cu școlile din comună și școala gimnazială Constantin Platon din Bacău. Premierea a 10 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Acordarea de ajutoare de urgență. Sprijinirea tuturor lăcașilor de cult cu suma totală de 120.000 lei. Asigurarea fondurilor necesare pentru funcționarea școlilor din comună. Primăria a susținut venirea lui Moș Crăciun peste 455 de copii din școlile noastre și nu numai. Pentru anul 2023, ne dorim să continuăm proiectele începute în anii anteriori, dar în plan și proiecte noi cum ar fi. Mai avem în plan și proiecte cum ar fi. Pentru proiectul construirii șanțuri și rigole, amplasamente și codețe pe sectorul de drum județean, situat pe raza comunii, finanțat exclusiv din bugetul local, ne-am propus obținerea autorizației de construire și scoaterea licitației, anul ăsta măcar. Amplasarea celor trei totemă pentru semnalizarea și informarea intrărilor și ieșirilor din localitatea noastră, din buget local. Extinderea rețelei de iluminat public, aproximativ 6 km, care am constatat că nu mai că ar fi necesar, finanțat tot prin buget local. Modernizarea iluminatului public, acolo unde mai este necesar. Pentru cei mai mici cetățenii comunii, respectiv copii, am luat în calcul următoarele proiecte. Modernizarea și extinderea locului de joacă existent în centrul comunii vis-a-vis de grădinița Grigore de Băcaru, înființarea unui parc nou de joacă în incinta școlii Ion Simionescu Lilieci. Am început un proiect de asociere cu Primăria Bacău și fiind deja studiul de fezabilitate, la faza studiului de fezabilitate, deci o veste bună pe care ne-a dat-o domn vizitiu aseară pe la 10, a fost scos la licitație studiul nostru pe coridorul nemotorizat centru Bacău, da, cu pistele. Piatra Neamț, Gherăiești, Lilieci, Hemeiuș. Tot în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Metropolitană sunt discuții în vederea rezervării unui adăpost pentru câini fără stăpân, faza studiului de oportunitate. Extinderea sistemului de supraveghere video, am început un proiect de amplasare de semne de circulație rutieră și limitatoare de viteză pentru a preveni eventuale accidente rutiere pe străzile aglomerate ca urmare a sesizărilor cetățenilor din comună, deoarece mai sunt necesare unele reparații la drumurile asfaltate care au o vechime mai mare, am luat în calcul și am realizat documentația pentru proiectul
modernizare drumuri, rafosare, sistem rutier și construire parcări în satele Fântânele, Lilieci, Hemeiuș, comuna Hemeiuș, în care am prevăzut, după cum se poate observa, și amenajarea parcării în buget local. Desființarea dispensarului vechi, în vederea construirii unei noi farmacii în comuna Hemeiuș, lucru de asemenea necesar locuitorilor comunii. Pentru a veni în ajutorul cetățenilor comunii, care din diferite motive nu au reușit să-și întabuleze proprietățile, am aplicat și am semnat contractul pentru programul de cadastru sistematic general, ai parte, ai carte funciară prin fonduri europene. Activitatea pe linii de urbanism. Activitatea pe linie de urbanism și amenajarea teritoriului în 2022. Principalele obiective care au stat la baza activității în 2022 au vizat dezvoltarea armonioasă a localității din punct de vedere urbanistic, reducerea termenilor de rezolvare a documentațiilor și a altor solicitări adesea depuse de cetățeni. În 2022, ca urmare a solicitărilor persoanelor fizice sau juridice, pe baza analizei documentației primite pe linie de urbanism, au fost eliberate. Și aici e foarte important. Autorizații de construire, 203. Certificate de urbanism, 354. Poate mulți întreabă, ce ori face ea la primărie, ce fac ei acolo? Că stau atâția acolo de pomană. Procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, 160. Locuințe recepționate, 128. Certificate de atestare, edificare, extindere construcțiilor, 164, autorizații, extindere rețelei de gaze și sau electrice, 25, autorizații, branșamente, gaze, electricitate, apă, canalizare, 103, acorduri pentru branșamente, gaze, electricitate, apă, canalizare, 32, avize domeniu public, 156, avize și aprobare documentației PUS, 5, avize primare eliberate pentru Consiliul Județean, formularul F3, 18, procese verbale de constatare a sancțiunilor și contravențiilor, 9, rapoarte de specialitate pentru hotărâri de Consiliul Local, 108, contracte de uși și servituri, 34, adrese răspunsuri notificări invitații, 731, lunar și trimestrial au fost întocmite și înaintate la Direcția de Statistică, rapoarte cu privire la situația autorizațiilor de construire eliberate pe categorie de construcții, iar pentru întreg anul 2022, raportul statistic cu privire la numărul de locuințe construite și indicii caracteristici ai acestora, suprafață construită, suprafață locuibilă, suprafață utilă, valoare, etc., au fost postate pe site-ul instituției atât certificatele de urbanism cât și autorizațiile de construire. Compartimentul financiar contabil, venituri și cheltuieli, prin intermediul care autoritatea publică locală asigură managementul financiar contabil pentru întreaga activitate economică a Consiliului Local Hemeiuș. O activitate importantă a fost fundamentată și elaborată bugetul local de venituri și cheltuieli, a cărui aprobare s-a făcut în cadrul ședinței Consiliului Local în luna februarie 2022. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Comunei Hemeiuș a fost alcătuit din total venituri 12.662.000, la care au fost realizate, care au fost realizate din venituri proprii. 12 miliarde. Peste 46.744 lei, sume repartizate din fondul de la dispoziția guvernului, 500.000 lei cote defalcate din impozitul pe venit, 5.368.000 lei sume din TVA pentru drumuri, 180.000 de lei sume din TVA pentru cheltuieli de învățământ și asistenți personali, 149.000 de lei sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetului, 353.100 lei subvenții de la stat, 219.963 lei sume primite pentru proiecte, 361.000 lei sume utilizate din excedentul anului precedent, 1.448.259 de lei. Cheltuieli care au un total de 11.361.959 de lei au fost repartizate astfel. Administrația publică 3.478.853 de lei, transferul 38.223 de lei, învățământ 1.339 de lei, 339.778 lei, cultură 775.064 lei,
servicii publice 2.220.020 lei, asistență socială 1.565.745 lei, salubritate 1.025.551 lei, drumuri și poduri 1.669.554 lei. Pe linii de impozite și taxe locale au fost făcute modificări la cele 7.800 de roluri fiscale existente, modificările titularului de lor, vânzare, cumpărare, categorie de folos în teren, înmatriculări vehicule 2.400, scoatere din evidență autoturisme 1.200, operarea amenzilor contravenționale, înștiințări de plată, somații, titluri executorii 450, iar la persoane fizice și juridice au fost făcute 107 propiri pe conturi în vederea recuperării datoriilor. Compartimentul de asistență socială și resurse umane, activitatea de asistență socială în cadrul primăriei a constatat 22 de dosare asistenți personali, 24 de dosare indemnizația persoanelor de gradul 1 cu handicap, 67 de dosare pentru alocații de stat. Au fost acordate un număr de 228 de ajutoare pentru încălzirea locuinței, s-au efectuat raportări lunare cu privire la ajutorul social de încălzire alocații de stat, au fost redactate un număr de 3 rapoarte de specialitate pentru acordarea unui număr de 9 ajutoare de urgență conform legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Compartimentul autorității tutelare relaționează cu instanțele judecătorești, parchetul, poliția, instituțiile cu caracter social, acordând sprijin acestor instituții, în special prin efectuarea anchetelor sociale, anchete care se constituie ca bază în începerea oricărei investigații. Activitatea pe linii de resurse umane. La nivelul ATM-ului, în anul 2022, atenția a fost îndreptată în mod constant în direcția profesionalizării, îmbunătățirii performanțelor profesionale ale funcționarilor publice, ale angajaților contractuali, prin dezvoltarea de noi competențe în raport cu noile tendințe în domeniul formării profesionale și dezvoltării tehnologice. De asemenea, motivarea personalului de specialitate a continuat să reprezinte o preocupare pentru managementul resurselor umane, care a procedat la îmbunătățirea condițiilor legale pentru dezvoltarea carierei funcționarilor publici și a personalului contractual, inclusiv pentru promovarea acestora în grade sau trepte profesionale. Au fost organizate 2 concursuri de promovare în clasă 3 funcționari publici, au fost modificate de 2 organigrama și statutul de funcții. A aparatul de specialitate al primarului Comunei Mărș, datorită modificării legislative și a hotărârilor Consiliului Local, modificări care au fost încărcate pe site-ul ANFP, au fost aduse la cunoștință trecerea de la o treaptă, de la o gradație de vechime în muncă a unor funcționari publici și a unor angajați personal contractual. Compartimentul relații cu publici și monitorizarea procedurii administrative, în anul 2022 s-au înregistrat în Registrul de Corespondență Generală un număr de 16.351 de documente, din care cu preponderență au fost cereri pentru eliberarea de verințe după Registrul Agricol, anchete sociale, certificate fiscale de urbanism, de nomenclator stradal, producător agricol, închirieri, radiere auto și altele. Compartimentul stare civilă, anul trecut, așa ca idee, am avut 11 acte de naștere, 5 adopții și 6 transcrieri și au fost eliberate 26 certificate de naștere. 44 acte de căsătorie și au fost eliberate 87 de acte. 47 acte de căsătorie și au fost eliberate 87 certificate de căsătorie. Da, mai multe pentru mai pierde din certificate și vin să le zice. 83 acte de deces și au fost eliberate 108. 4 acte de rectificare, schimbare numii, 24 de sesizări pentru deschiderea procedurii studiului. Da. 150 de răspunsuri la adresă, 227 de mențiuni operate, 82 de operații radiere efectuate în registrul electoral permanent, pe linie de arhivă, în 2022 au fost arhivate documente de la compartimentele din cadrul apartatului de specialitate al primarului Comunei Mărș, au fost identificate documente care au depășit termenul de păstrare, urmând ca în 2023 să se facă selecția și predarea acestora către arhivele naționale. Compartimentul cadastru și agricol, nomenclatură stradală, administrarea domeniului public și privat al comunii. La nivelul anului 2022, au fost înregistrate un număr de 4.183 de poziții în Registrul Agricol, care necesită operațiuni de actualizare și centralizare a datelor. Au fost eliberate un număr de 1.900 de adeverințe către SPCL, pentru buletine. Sărbătorie.
da, secție de politic, și către AFIA, dosare de ajutor, așa, și 400 una adeverință pentru diferite instituții. Compartimentul situației de urgență și protecție civilă, privitor la respectarea reglementărilor legale în domeniul securității și sănătății muncă, pentru toți angajați, s-a procedat la acoperirea cheltuielilor necesare efectuării controlului medical periodic, luându-se toate măsurile la locurile de muncă să fie organizate în așa fel încât să garanteze securitate și sănătatea angajaților. Au fost organizate informări și instruiri pe linie de securitate și sănătate în muncă, întâlniri ale Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă, în cadrul cărora s-au analizat și propus obiective ce vizează asigurarea protecției și sănătății lucrătorilor. Nu au fost consemnate cazuri de îmbolnăviri profesionale sau accidente de muncă în cursul anului 2022. Prin situații de urgență s-au făcut informări cu privire la prevenirea și incendiilor. Compartimentul Cultură Bibliotecă, în cadrul bibliotecii comunale s-au desfășurat diverse activități în parteneriat cu școlile gimnaziale din localitate, activități care au constat în vizionări de filme, organizări de sărbări școlare, diferite ocazii, ore de lectură în biblioteca publică a instituției este deschisă, fapt deschisă, care poate veni în întâmpinarea nevoilor educaționale pe care le au toate categoriile public, cei care trec pragul de la nevoia de alfabetizare pentru copii, la nevoia de alfabetizare digitală pentru cetățeni, seniori, de la nevoia de a învăța o rețetă nouă până la a ști cum să izolezi o casă. Toate acestea se realizează cu sprijinul persoanei desemnate pentru activitate pe linie de cultură, ce oferă consilierii în această în accesarea informațiilor de calitate și a varietăților de oportunități legate de învățare. Tot timpul a existat preocuparea de a rezolva cu corectitudine cerințele de informare documentare venite din partea utilizatorilor, folosindu-se în relațiile cu acestea unele aptitudini ca intuiție cognitivă, tact pedagogic, spirit de cooperare, solicitudine, empatie, precum și răbdare, calm, amabilitate, fermitate, disponibilitate și scopul atragerii publicului. Au fost înregistrate colecțiile bibliotecii prin ceea ce se numește completare retrospectivă, prin procurarea prin donații de publicații cu valoare documentară și lucrări vechi, care asigură coerența internă a fondurilor bibliotecii sau întrunesc lucrări pierdute ori deteriorate. Donațiile efectuate de către diverse persoane fizice au fost supuse criteriilor de selectare conform standardului politicilor de achiziții a donațiilor și au fost prelucrate cotare, catalogare și ștamplare, în vederea inventarierii acestora conform normelor în vigoare, realizându-se fișa cărților. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat, vă mulțumesc că ați fost alături pe parcursul acestor ani, ați susținut dintotdeauna obiectivele pe care vi le-am propus și îmi doresc în continuare, ca până la sfârșitul mandatului, să ne realizăm tot ce ne-am propus. Sunt anticipate, știți? Înțelesul vor fi anticipate? Da. Noi suntem încă pe pace. Da. Cât nu sunt anticipate. Domnul senator. Vreau să vă scuzați. Da. Vreau să vă spun și eu, privire la raportul dumneavoastră care l-ați prezentat, că dăm seama... Cam în viteză. Cam în viteză, așa? Pe puncte, o activitate laborioasă la nivelul primăriei s-a desfășurat, dar pe compartimente ar fi bine, părerea mea personală, ca în spatele acestui raport să stea raportul șefului de compartiment. Nu avem șef de compartiment. Trebuie să aveți un răspunzător de compartiment. Așa da. Unii sunt doi, unul șef. Da. Mai obligatoriu. Obligatoriu. Răspunzător de compartiment, pentru că ar putea să se analizeze. Cândva. Tu ne-ai spus la domnul primar aceste date. Te-am luat de la putare, dar părerea mea. Toate aceste sunt prezentate cu raport. Da. Raportul ăsta mare este încheiat în baza... Da. Unul la celorlalte rapoarte. Okay. Nu, stați liniștit. Apropo de ce spuneați dumneavoastră, să știți că uneori anumite departamente ar funcționa bine dacă n-ar fi șeful. Adică dacă e șeful, eu vă spun din privat, de uneori e mai bine să nu le, dar am deviat. Vă salut, bună ziua, domnul primar, doamna secretară, viceprimar, stimați consilieri locali.
Dați-mi voi, în primul rând, să vă mulțumesc că m-ați primit astăzi aici. A fost o ședință cu foarte multe puncte pe ordinea de zi și trebuie să mă declar surprins de felul în care colaborați. Poziția noastră, faptul că sunteți într-o zonă periurbană, aveți și avantajul acesta că aveți și bani cu care să lucrați. Îi aveți pe oamenii din municipiul Bacău care probabil folosesc hemeișul ca dormitor, lucru care nu-i tocmai, da, nu-i tocmai îmbucurător, dar este o oportunitate în dezvoltarea zonei metropolitane, pentru că Bacău nu mai poate, nu are unde să mai dezvolte, așa că toate localitățile din împrejurim vor prelua dezvoltarea și mă bucur că domnul primar colaborează foarte bine cu președintele zonei metropolitane, primarul municipiului Bacău, Viziteu, și că la proiectul pe care l-a prezentat mai devreme domnul primar, am lucrat și eu în ceea ce privește gestionarea câinilor. Și aici o să fie o misiune destul de grea și pentru HMU și pentru dincolo de a delega această atribuție unei firme, trebuie să fie și responsabilitatea cetățenilor, pentru că cunosc tipicitatea localității și știu că de foarte multe ori cei care construiesc case aici, la un moment dat se debarasează de câine și ori rămâne aici, ori ajunge în Bacău. Lucru care v-ați observat și dumneavoastră că se întâmplă fel și fel de accidente și nenorociri și ar fi bine de evitat și probabil o informare și o acțiune din partea primăriei să-i responsabilizăm pe oameni în așa fel încât să nu mai lase câinii. Asta e o problemă. Faptul că v-ați asociat tot la fel cu zona metropolitană pentru transportul public este un lucru foarte bun. Colega mea făcea bine referire la dezbaterea publică. Dacă cumva, dintre colegi, sunt, nu știu, propuneri pentru a modifica traseul, ar fi binevenit, pentru că ăsta e momentul în care poate fi modificat. Se mai poate interveni. Îmi doresc contribuie cu cetățenii. Foarte bine. Pentru că mai să luați documente de post, da. Foarte bine. În care o să invit la fel și Consiliul Local și o să purtăm o discuție. Dar aștept să discut cu domnul președinte și apoi să o facem. Cu siguranță. Va trebui să vină și reprezentantul, cel care întocmește SF-ul și să stabilim data. Nu pot să-l chem eu, să-l invit eu să vină de la București numai pentru mine. Poate mai sunt doritori la alte comuni și atunci să facă într-un circuit mai multe comuni. Am uitat să vă pentru felul în care tratați seniori. Am auzit la final că aveți programe pentru seniori. Mă aduce aminte de o întâlnire cu reprezentanți din Estonia, care atunci când au implementat digitalizarea, i-au luat toți seniorii și timp de 6 luni au învățat ce înseamnă tableta, telefonul și e foarte important să-i țineți aproape. Faptul că aveți cazuri sociale, că nu aveți multe, dar acele puține pe care le aveți, aveți grijă de ei, este foarte important, pentru că, până la urmă, fiecare dintre noi s-ar putea trezi într-o situație de felul ăla, de felul respectiv și nu e de neglijat. Dar eu, pentru că colega mea m-a prezentat ca membru în Comisia pentru Agricultură, oportunitatea dumneavoastră aici, ca, nu știu să spun, poziții geografică, ar fi investițiile în capacitățile de stocare. Noi avem acum un deficit de balanță comercială foarte mare, pentru că nu reușim să ne asociem, fermierii nu reușesc să se asocieze și cred că municipalitatea ar fi foarte... ar avea ceva de câștigat dacă ar face capacități și sunt bani pe fonduri, pe fondurile europene. Dacă îmi permiteți, aici, da. Cu propunerea asta am avut întâlniri cu cei de la Direcția Agricolă și de peste tot. Ca să poți face un contract, tot timpul ne întrebăm de ce produsele noastre nu ajung pe piețele românești. Dom'le, cei care comercializează, domnul Pascu, dau un exemplu, are un supermarket, sau domnul Roșca. Dom'le, el vrea produs roșii, vrea mereu. Nu vrea 50 kg cât am eu în grădină, mai aduce neapă să licență. Și atunci am zis așa, dom'le, haideți să o pornească statul, să facă statul un depozit, cum aveam la depozit de grou. Nu știu, o hală cu temperatură la un anumit nivel. Și acolo să preia statul la început, să o pornească. Și după care s-o cumpere în privat, s-o dea în administrație unei firme, unei societăți. Se reîncearcă acum cu magazinele Unire, au vreo 6, vor să facă 6 depozite regionale de colectare. Nu se poate în privat să facă chestia asta. Corect. Aici să fie mai mult. E o oportunitate pentru că războiul ăsta va continua și cred că avem... am reglat cu partea cu retailerii prin legea practicilor de combatere a practicilor neloiale, am reglat și problema asta cu supermarketul. Pentru că cetățeanul,
dacă duce acolo 300 de kilograme de roșii, nu-i dă bani acum, dar el știe că într-o lună de zile are de primit de acolo, poate să-și facă calcule. Capacitățile astea de stocare sunt foarte importante. Da. Sunt vedem bani prin planul asociației, sunt 2 milioane de euro pentru depozit de stocare, de exemplu, în zona de legume. Uitați-vă în banii aia, sunt 16 miliarde pentru planul național strategic până în 2027, dacă nu mă înșel. Sunt foarte mulți bani și agricultura, să știți că va rămâne întotdeauna pilonul principal. Sunt pentru agricultură. Țara noastră din agricultură și din turism ar trebui să trăi fără probleme. Da. Eu nu vă mai țin mult că aveți probabil și noastră treabă, că așa e ca fiecare. Asta vreau să vă spun. Dacă sunt fermieri afectați, nu știu, pentru culturile de primăvară din 2000, nu prea aveți și nu prea, nu? Aici chiar nu are altă valoare, nu vreau să mai fac agricultură. Nu, am văzut că aveați cu partea, dar fiind cu... Da. Pășiunea care am văzut cu am închiriat-o, ca să aibă cetățeanul siguranță, că acolo poate să-ți depozteze nutrețul, acolo poate să stea cu oile, că putea, în felul ăsta nu mai umblă prin sat, că ei locuiesc fiecare. Da. Unde au domiciliu. Și de fiecare dată trebuiau să-și plimbi oile de acasă, la apă, la pășuni. Și atunci vă dați seama ce confort descrea, ce disconfort crea. Bale, mizerii, vecinii de acolo, minus. Și atunci am zis, domnule, am convenit cu tot așa cu Consiliul Local, hai să concesionăm și să, da, să stea acolo. În prima rămâne aveți un suport, eu încă o dată pentru cei în care nu m-am prezentat, mă numesc Sebastian Cernic, sunt și în Comisia de Agricultură, în Comisia pentru Mediu și asta e o altă provocare pentru comunitate, odată ce vă măriți ca număr de locuitori, gestionarea deșeurilor va fi o problemă și aici trebuie tot la fel informare și educație. Altfel, dacă aveți în plan, am văzut ceva și n-am reușit să aprofundez, este vorba de un proiect pe PNRR, unde am putea face niște silozuri, unde să ducem gazonul, când ne confruntăm cu o mare problemă, gazon care, dacă punem la gunoi menajer, păi plătesc salubritate, duc acolo, păi nimic, noi plătim gunoi menajer. Bătrânul din pensia lui de 1000 de lei își plătește gunoi menajer până la 31, până la 30 martie, vine din tremură mânuțele aici și aduce bani de salubritate. Că nu pot să iau gazonul la unul care are 1000 de metri de gazon. Tunsul ierbii. Din banii și din bugetul pe salubritate. Și atunci trebuie să ne gândim. Ori o să discutăm, că am avansat discuția asta la ADIS, pentru că nu noi am organizat licitația și nici caietul de sașin, să găsăm o formulă, o soluție, să vină să le ia cetățenilor gazonul. Celor care vor să au gazon, să aibă ce să-l dea. Cel mai bun îngrășământ este gazonul rămas acolo. Păi gazonul cel mai bun sau să-l depozitezi undeva într-o groapă. Și era o măsură cu silozuri unde noi să ducem toată masa asta vegetală cu utilaje care să o îndrepte și să o taseze pentru a se obține compost. Trebuie verificat pentru că acum a trimis Comisia un răspuns din cauza creșterii economice și a PIB-ului ne mai taie 3 miliarde din PNRR și sunt foarte multe capitole care vor fi afectat. Da. Aș rezolva cea mai mare problemă, că a scăpat de frunzele din comun. Vegetale, da. A scăpat de frunzele din comun și a scăpat de ne uităm să vedem ce am făcut. Și pentru crengi, iată, crengile s-au inventat tocătoarele. Da. Sunt tocătoare și cel care are în curs și vină la mine care vrea o să fac o postare, nu-i corect, dar am să le arăt că le-am tăiat la 35 de centimetri. Le-am legat cu șoare. Să-și cumperi tocătoare. Nu. Dar dacă ți-ai permis să-ți pui o livadă de nu știu cât zeci de copaci, ai lasă că de unde îi scăzi la de ce noi tocăm, ți-i punem pe foc, acasă. Cu un valificete. Exact. Dar profit și eu acum de prezența colegului meu senator și rog, revin și către dumneavoastră consilierii, cu rugămintea să identificăm un teren, să facem piață agricolă aici. Deci la o scară mai mică să găsim un loc în care să-și valorifice cetățenii care au o seră mică, care au măcar o piață săptămânală, sâmbăta, duminica și poate găsim fonduri. Adică poate reușim să facem lucrul ăsta. Am aprobat într-o ședință în octombrie amplasarea unor standuri obținute prin fonduri europene de la GAL. În acest sens, așteptăm proiectul.
Dar nu am înțeles atunci că e vorba despre piața agricolă, am înțeles că e vorba despre produse locale. O să aibă dreptul să vină fiecare să-și comercializeze ceea ce produce. Da. Problema trebuie să facem un studiu de oportunitate. Evident, adică e vorba numai de producători locali, corect. Agricol, să vedeți că producători locali, așa e. E bine, doamnă Petrescu, e bine să vină și cel din Mărgine și cel de la Grâne. Dar producător local. Da, da, da. Dar e bine să vină mai mult. Poate vine cu brânză și nu avem stână. Și atunci când vine ANAF-ul cu casa de marcat, îi punem producător local. Să știți că casa de marcat are toată lumea, inclusiv aia care vând brazi în piață, îți dau bon, au casă portabilă. Asta ar fi ultima... Doamnă, ar fi culmea, tante Maria, vecina dumneavoastră, și-o spun două legături de ceapă și să le vândă și să casa. Dar cei care vin cu producători, care dar de unii credeți că avem așa de mari producători? Că noi pământul locul ăsta.